Pe șoselele din România, noi reguli de circulație intră în vigoare ca urmare a noilor modificări aduse codului rutier. În cazul în care nu vor să plătească amenzi, șoferii trebuie să fie atenți la cele mai noi modificări. Luminile de întâlnire sunt obligatorii pe toate categoriile de drumuri, iar din luna februarie, regulile dintr-o intersecție se aplică și în sensurile giratorii. În cazul în care un șofer refuză testarea pentru consumul de alcool sau droguri, polițiștii pot suspenda permise, iar cei de la frontieră pot controla permise.